Bună ziua, good afternoon. The language for this press event will be in Romanian, so I kindly ask the non-Romanian speakers to use the headsets for the English interpretation available. Astăzi Comisia Europeană lansează dialogul la nivel înalt în domeniul transporturilor cu Moldova. Îi avem alături pe Comisara Europeană pentru Transporturi, Adina Vălean, și pe Ministrul Moldovean pentru Infrastructură și Dezvoltare Regională, Andrei Spân. Doamna comisară. Bună ziua, stimații jurnaliști, domnule ministru Spânu. Din poziția de comisar european pentru transporturi, sunt onorată că astăzi Uniunea Europeană deschide cu Moldova un dialog la nivel înalt în domeniul transporturilor. Concret, acesta este un nou capitol în cooperarea Uniunii Europene cu Moldova în domeniul transporturilor și este unul important pentru parcursul european al Moldovei, dar și pentru conectivitatea Uniunii în general în partea de est. Ca român, de asemenea, mă simt onorată și bucuroasă că am ajuns în această etapă în care putem să aducem Moldova mai aproape de România și de Uniunea Europeană prin infrastructura de transport. Deși acest dialog nu este despre a asigura finanțare, el va fi axat pe identificarea priorităților și posibilităților de finanțare, fiind în același timp și un instrument complementar formatelor de lucru care privesc procesul de negociere pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Pe 19 februarie, la Bruxelles, vom ține prima rundă de discuții în cadrul acestui format, discuții axate pe toate modurile de transport, precum și chestiuni cum sunt siguranța, digitalizarea, sustenabilitatea în domeniul nostru de acțiune. De asemenea, vom discuta despre rolul Moldovei în culoarele solidarității, care sunt importante pentru Ucraina, pentru Moldova, menținând fluxul de mărfuri care intră și ies din Uniunea Europeană. Deși efectele economice sunt pozitive, creșterea volumelor de produse pune o presiune suplimentară pe infrastructura Moldovei. Știu bine din discuțiile formale și informale cu domnul ministru Spânu că Moldova face eforturi imense de a-și moderniza rețeaua de transporturi și știu că a făcut și progrese în acest domeniu. Noi, ca români, ne aducem aminte cu emoție de poduri de flori, dar fără să fiu prozaică, este momentul pentru poduri din ciment și oțel, de cale ferată și rutiere peste Prut, poate că trenul simbolic numit Prietenia, legând Chișinăul de București, ar putea câștiga într-un viitor nu foarte îndepărtat atribute cum sunt eficiența și viteza. Din păcate, când vorbim despre construcția de infrastructură de transporturi, rezultatele se văd într-un timp îndelungat. Dar trebuie să spun că Moldova a început deja să lucreze. Aveți deja, domnule ministru, primele proiecte depuse în apelul din Mecanismul pentru Interconectarea Europei, care tocmai s-a închis pe 31 ianuarie. Printre altele, e vorba de asfaltarea drumului care duce la portul Giurgiulești, un port dunărean cu activități economice în creștere și, iată, cu o posibilă finanțare europeană pentru dezvoltare. Moldova a mai primit finanțare împreună cu România pentru un nou pod rutier Ungheni-Ungheni, pentru punctele de trecere a frontierei la Albița, Leușeni și Giurgiulești-Galați. Uniunea completează cu un grant, un împrumut de la Banca Europeană de Investiții pentru reabilitarea căii ferate care merge de la Vâlcineț la Căinar pe axa Nord-Sud. Sunt convinsă că următorii ani vor aduce mai multe proiecte mature din Moldova în apelurile pentru finanțare europene. Și aș vrea să menționez, cred că va face și domnul ministru, și prelungirea acordului privind liberalizarea transportului rutier pentru Moldova, care este, desigur, se apropie acum, să spunem, de o scadență și dorim prelungirea acestui acord. În final, cu o notă personală, vreau să spun și să vă mulțumesc pentru colaborarea pe care o am avut-o în tot cursul mandatului meu și pe care continui, sper să o am, cu guvernul de la Chișinău, cu dumneavoastră personal. Vă felicit pentru faptul că sunteți la un standard de interes și eficiență în activitatea politică pro-europeană care a făcut posibilă această mișcare cu adevărat deosebită înainte a Moldovei în acest domeniu. Mulțumesc, domnule ministru!
Doamnă comisară Adina Avelean, și permiteți-mi să vă spun, dragă prietenă a Republicii Moldova, în primul rând sunt foarte onorat să mă aflu astăzi aici alături de dumneavoastră. Stimați reprezentanți ai mass media, faptul că astăzi lansăm dialogul la nivel înalt dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în domeniul transporturilor este o confirmare a excelentei colaborări dintre țara noastră și Uniunea Europeană în acest sector. De asemenea, evenimentul de azi confirmă încă o dată că Republica Moldova se mișcă cu pași fermi spre Uniunea Europeană, iar domeniul transporturilor este o prioritate în acest sens. Și doi, Republica Moldova nu este singură. Simțim susținerea Uniunii Europene și a dumneavoastră, iar asta ne face să fim mai încrezuți, mai siguri și mai optimiști. Doamnă comisară Avelean, vă mulțumesc în numele tuturor cetățenilor Republicii Moldova pentru suportul necondiționat pe care l-ați acordat Republicii Moldova în ultimii ani. Suportul dumneavoastră personal, cât și al Uniunii Europene, prin Comisia pentru Transport, a fost crucial pentru a ajuta țara noastră să depășească mai ușor efectele războiului nejustificat și inuman lansat de Kremlin împotriva Ucrainei. Războiul din țara vecină a însemnat pentru Moldova blocaje în lanțurile de aprovizionare, închiderea spațiului aerian, aeroporturi închise, porturi care lucrează la supracapacitate, presiune pe drumurile rutiere și cozi imense la punctele de trecere a frontierii. Acest război ne-a arătat cât de vulnerabile sunt rețelele de transport din Moldova, Ucraina și că trebuie să muncim mai mult, mai hotărât și cel mai important, împreună cu Uniunea Europeană, pentru a fi pregătiți pentru astfel de provocări. Tocmai din acest motiv, lansarea astăzi a dialogului la nivel înalt între Uniunea Europeană și Moldova este un pas determinant în acest sens. Doamna comisară, împreună am reușit multe lucruri și cu permisiunea dumneavoastră voi enunța doar câteva dintre ele. Am semnat acordul privind liberalizarea traficului rutier de mărfuri între Republica Moldova și Uniunea Europeană în iunie 2022 și prelungirea acestuia anul trecut. Contăm pe suport pentru prelungirea lui și pentru perioadele următoare. În mai 2023, Republica Moldova a devenit prima țară din afara Uniunii Europene care se asociază mecanismului pentru interconectarea Europei, CEF, cel mai important instrument pentru proiectele de infrastructură din Uniunea Europeană. Mă bucur să vă anunț, așa cum deja ați menționat, că pe 30 ianuarie anul 2024, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a depus proiectul de interconectare rutieră dintre Ucraina, Moldova și România la sudul țării Reni-Giurgiulești-Galați, care este și un tronson important pentru proiectul de solidaritate cu Ucraina. La fel, în 2023 s-a semnat memorandumul de înțelegere la nivel înalt între Uniunea Europeană și Republica Moldova privind hărțile indicative ale rețelei transeuropene de transport TEN-T din Republica Moldova, hărți care au fost extinse atât pe cale rutieră cât și pe cea feroviară. De asemenea, a fost finalizat studiul de prefezabilitate pentru construcția liniei feroviare cu ecartament european de viteză înaltă care va conecta Chișinău cu Iași și respectiv cu București. Am primit finanțare nerambursabilă pentru studiul de prefezabilitate și fezabilitate pentru prima autostradă din țara noastră. Am pornit proiectul de reabilitare a căilor ferate, Coridorul de Nord, prin Solidarity Lanes, cu un buget aproximativ de 120 de milioane de euro și o contribuție de grant din partea Comisiei Europene. Moldova a devenit membru observator al Comunității de Transport Europene. Moldața, compania pentru deservire traficului aerian din țara noastră, a primit suport financiar pentru a-și putea continua activitatea și după închiderea spațiului aerian și a tranzitului aerian prin țara noastră. Am început să construim drumuri europene și, așa cum ați menționat, poduri de piatră peste Prut, cu suportul Comisiei Europene, dar și a partenerilor financiari europeni BI și BERD. Am primit asistență tehnică pentru a ajuta țara noastră să
își adapteze legislația la acquis-ul comunitar în domeniul transportului și rețelelor transeuropene. Acestea sunt doar o parte din lucru pe care le-am făcut împreună. Doamna comisară Vălean, aceste lucruri sunt doar un început. În toamna anului trecut, Parlamentul, Comisia și Consiliul European au decis să înceapă negocierile de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană. Acest lucru ne responsabilizează și mai mult în procesul de integrare europeană. Dialogul la nivel înalt pentru transporturi între Moldova și Uniunea Europeană, pe care îl lansăm astăzi, va acoperi două capitole importante de negocieri, capitolul de transport și capitolul rețele transeuropene. Noi la Chișinău vom fi ambițioși și vom conta pe suportul dumneavoastră în continuare. Ce avem de făcut, așa ca să fim pregătiți? Vrem să deschidem un birou al Comunității de Transport Europene la Chișinău. Biroul ne va ajuta să grăbim procesul de integrare în acest sector. Evident, așa cum ați menționat, contăm pe extinderea acordului de liberalizare a traficului rutier de mărfuri. Vom finaliza și vom face acest lucru împreună, reforma feroviară. De asemenea, trebuie să îndeplinim acordul cu privire la spațiul aerian comun, să-l îndeplinim în totalitate. Să implementăm legislația în domeniul traficului naval intern, dar și comunitar. Implementarea completă a acquis-ului comunitar în transportul internațional rutier de mărfuri. Reabilitarea drumurilor și căilor ferate din rețeaua TEN-T. Și foarte important, să construim cât mai multe poduri peste Prut care să ne unească cu România. Și un alt obiectiv este decarbonizarea transportului rutier de pasageri. Stimați colegi, doamnă comisară, acestea sunt doar câteva priorități cu care pornim la drum în cadrul dialogului de nivel înalt. Sunt sigur că așa cum ne-ați fost alături în ultimii ani, așa împreună vom realiza ceea ce ne-am propus. Vă mulțumesc încă o dată, dragă Adina, și ne vedem pe 19 februarie la Bruxelles pentru prima ședință a dialogului la nivel înalt. Mulțumesc! Mai avem 15 minute pentru întrebări. Bună ziua! O întrebare pentru doamna Adina Vălean. Mai mulți parlamentari, europarlamentari, au propus un proiect de mini-Schengen terestru la care să adere România împreună cu Bulgaria și cu Grecia. Cum vi se pare această propunere, dacă este ea fezabilă și cum ar influența și relația cu Republica Moldova din punct de vedere economic? Noi să știți foarte bine că am exprimat în repetate rânduri din perspectiva Comisarului de Transport, care vede la prima mână ce înseamnă pentru industria transporturilor și implicit pentru economia statelor membre, orice blocaj în frontieră. Timpul pierdut în transporturi înseamnă bani. Deci, ăsta este motivul pentru care am insistat întotdeauna asupra faptului că este esențială libera circulație în frontierele europene pentru piața comună de transporturi. Devine cu atât mai important pentru România și Bulgaria, care sunt și în acest context geopolitic situate în estul Europei, primesc trafic, transport din țări terțe, ca ele să își poată ușura frontiera cu spațiul Uniunii Europene. Asta în general vorbind, nu numai spre Grecia și numai pentru turiștii români care ar putea merge în vacanță. Aici trebuie să gândim pentru întregul spațiu de transporturi. Dacă să zicem între România, Bulgaria și Grecia ar fi un spațiu liber pentru transporturi, ar fi o presiune fabuloasă pe frontiera Schengen a României către vest, către Ungaria. Deci eu nu cred că soluții parțiale sunt cele pe care trebuie să le urmărim, ci trebuie să urmărim rezolvarea pe ansamblu a acestei restricții. Bună ziua! O întrebare în primul rând pentru domnul ministru Spânu, dar și pentru doamna comisar. Începerea dialogului pe care îl scoateți în evidență astăzi se referă doar la Republica Moldova până la zona separatistă transnistreană sau și dincolo de aceasta? Pentru că știm că în realitate guvernul de la Chișinău nu are cel mai mare control în zona separatistă. Cum veți influența dumneavoastră guvernul de la Chișinău alături de sprijinul Comisiei Europene
crearea unui cadru opțional pentru reforma infrastructurii transporturilor în Transnistria și cum veți putea face asta în ciuda faptului că acolo există o influență rusă predominantă. Mulțumesc! Întrebare. Toate politicile guvernului de la Chișinău, inclusiv în domeniul transportului, vizează toată țara. Transnistria este o regiune a Republicii Moldova. Mai mult decât atât, după agresiunea nejustificată a Kremlinului asupra Ucrainei, este clar și pentru mulți cetățeni care locuiesc în zona transnistreană, inclusiv pentru mediul de afaceri din zona transnistreană, că unica soluție pentru țara noastră este reintegrarea și integrarea europeană a țării noastre. Vedem cum exporturile, inclusiv din acea zonă, sunt redirecționate pe drumurile, pe calea ferată, care trece pe întreg teritoriul țării noastre, care duc spre România și spre Uniunea Europeană. Aceste beneficii ale dialogului și a reformelor și a proiectelor de reabilitare a infrastructurii care au fost realizate în ultimii ani au fost simțite pe deplin de toți cetățenii țării noastre. Dacă nu mai sunt întrebări, vă invităm să continuăm discuția într-un caz informal. Mulțumim frumos! Mulțumim.